Anul acesta se împlinesc 170 de ani de la memorabila bătălie din dealul Spirii, când 166 de pompieri sub comanda capitanului Pavel Zăgănescu au luptat cu îndârjire și curaj împotriva celor 5.000 de soldați ai oștirii otomane veniți pe pământ românesc să suprime idealul Revoluției de la 1848. Această zi de sacrificiu și de glorie a rămas întipărită în istoria neamului și în sufletele pompierilor militari. De aceea a fost declarată Ziua Pompierilor din România. Anual se comemorează toți eroii pompieri căzuți la datorie și se celebrează curajul și devotamentul reprezentanților acestei arme nobile. Cu acest prilej, autoritățile locale din municipiu, alături de detașamentul de pompieri Medgidia, au organizat pe platoul din fața Casei de Cultură a sindicatelor Lucian Grigorescu un punct de informare preventivă însoțit de prezentarea a două dintre autospecialele pentru intervenții în caz de incendiu. Copiii au avut ocazia să discute cu salvatorii, să învețe metode de a se menține în siguranță, dar și să mânuiască și să cunoască echipamentele cu care pompierii salvează vieți. Mulți dintre cei mici și-au exprimat dorința de a deveni pompieri, chiar dacă consideră că este o meserie grea și periculoasă. Ce-ai văzut astăzi? Foarte multe chestii și la mulți ani. Ce ți s-a părut interesant? Mașina de pompieri. De ce? Pentru că are multe echipamente. Ce știi tu despre pompieri? Că salvează oameni. Ce le transmiți? Să aibă grijă. Am văzut mașini de pompieri, am intrat în mașină, a fost tot ok. Ce te-a impresionat? Acel tub de oxigen. De ce sunt importanți salvatorii? Păi ca să salveze oamenii de la atunci când se ard casele. Ți se pare o meserie grea? Da. De ce? Pentru că trebuie să intri în case care iau foc, trebuie să salvezi foarte mulți oameni. Vreau și la fel să mă fac mare, să devin pompier. Ce m-au explicat pompierii? Să avem grijă și în plus mai ne-a explicat toate lucrurile din mașină, cu ce se respiră, toate chestiile. Ce le transmit salvatorilor? Iar nu știu, felicitări pentru că a salvat lumea. Am văzut echipamente, multe, am văzut și cum se aprind sirenele și sunt foarte mari mașinile și frumoase. Și vreau și o să mă fac pompier când o să fiu mare. De ce vrei să te faci pompier? Pentru că mi se pare distractiv că și când salvezi oameni, când faci fapte bune. Ți se pare o meserie periculoasă? Da, puțin. Pentru că, nu știu, pot să iei foc. Reprezentanții detașamentului de pompieri din Medgidia au declarat că data de 13 septembrie este una foarte importantă pentru militari. Omagiem această zi în cinstea eroilor, când pompierul Pavel Zăgănescu a luptat cu turcii și prin niște acte de eroism a reușit să câștige, ca să zic așa, o mică bătălie și de atunci se serbează Ziua Pompierilor pe 13 septembrie. De asemenea, pompierii spun că se bucură că au avut prilejul să le prezinte elevilor echipamentul și să îndrume astfel încât să evite situațiile în care s-ar putea expune pericolelor. Noi încercăm să omagiem aici pe plan local momentul așa cum ne-i la îndemână cu autospecialele și lumea care dorește și vrea să afle cât mai multe lucruri vis-a-vis de ceea ce facem noi și ce putem oferi noi zi de zi, fiind pompieri, în adevărat sens al cuvântului. Ce sfaturi le-ați dat copiilor? Să asculte îndrumările profesorilor și a părinților și a ceea ce înseamnă de lucrurile legate de protecția și integritatea personală și de anumite pericole care, eu știu, s-ar putea ivi la tot pasul. La finalul întâlnirii cu salvatorii, copiii au cântat tradiționalul la mulți ani și le-au transmis pompierilor mulțumiri, apreciere și recunoștință. Și televiziunea Alfa Media le urează tuturor pompierilor din România la mulți ani cu sănătate și împliniri.